Suntem în cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare, unde putem vedea o altă dovadă a nepăsării, a incompetenței și a risipei banului public din partea primăriei Satu Mare. Respectiv, putem vedea un teren de sport abandonat de către primărie. Putem vedea bălării de un metru în loc de gazon, un teren de sport acoperit de mizerie și distrus. Conducerea primăriei Satu Mare nu-și bate capul în a găsi o soluție în conservarea și administrarea acestui teren de sport. Satu Mare nu este format doar din centrul municipiului, ci și din cartierele sale, cartiere care însă sunt neglijate de către primărie. Chiar nu putem să ne lăsăm impresionați de betoanele și pavajele firmei prietene a grupului de interese UDMR. Actuala conducere UDMR privește absentă cum terenurile de sport se degradează și sunt distruse. Repet și o spun, s-a făcut mult prea puțin în 8 ani și s-au pierdut multe fonduri europene. Cert este că sunt bani aruncați în vânt și cine răspunde pentru asta? Nu putem să nu facem iar referire la județul Bihor, la Oradea, unde s-a investit în terenuri de sport pentru copii și nu numai, unde trebuie să menționăm că administrația este una liberală. Actuala conducere a județului Satu Mare este interesată doar de propriile afaceri și nu de investiții necesare sătmărenilor.